trece prin cetate. S-a întrerupt tăcerea zilei de un zvon venit recent. Astăzi trece prin cetate Iisus cel din Nazaret. Zvonul a pătruns în grabă printre străzile înguste, că prin freamătul mulțimii mii de șoapte se aude. Trece astăzi prin cetate Iisus cel din Nazaret, despre care ni se spune că-i Fiul lui Dumnezeu. Cel ce a vindecat bolnavii și a deschis ochii la orbi, cel ce a înviat pe Lazar și a vindecat mulți leproși, toți cei dornici după pace, toți cei de durere răpuși, alergau cu toți în grabă să întâlnească pe Iisus. Mamei cu copii în brațe alergau printre norod, numai mâinile să-și pună peste copilașii lor. Șchiop cu cârjile în mână, slăbănoși purtați pe pat, muți și ori fără vedere spre Iisus se îmbulzeau. Ca un freamă de pădure murmura pe buze șoapte, Iisuse, Fiul lui David, liberează-ne de boale! Iisus intră în cetate, iar mulțimea din prejur se îmbulzea fără sfială ca să ajungă la Iisus. În cetate, într-o casă, s-a culcat pe o rogojină, un sărman lovit de soartă, ispăsindu-și așa vină. Slăbănoc de multă vreme își zicea în gând mereu, vina multelor păcate mi-este dat s-o ispășesc. Auzise și el zgomot că trece Iisus pe stradă, dar l-a rezignat la gândul că lui nu e dat să-l vadă. Mulți bolnavi vor fi desigur de el astăzi vindecați, însă sigur numai ceea ce-s mai puțin vinovați. Însă pentru mine vindecare nu-i aici jos, și ar lăcrimă cu gândul eu sunt cel mai păcătos. Ușa s-a deschis în grabă și în casă a intrat un bolnav ce-a fost de Iisus vindecat. Am venit în graba mare ca să-ți spun despre Iisus, că-i aici în cetate și la El vreau să fi dus. Slăbănog întoarce capul și repetă îngreunat, du-te, du la el pe alții, că mai sunt destui bolnavi. Nu-ți pierde vremea cu mine, căci eu sunt lovit în soartă. Iisus vindecă de boale, dar păcatele nu iartă. Singur Dumnezeu din ceruri poate ca să dea iertare, dar Iisus este un medic, el dă numai vindecare. Tânărul încruntă ochii, Doamne, ce-aș putea să fac? Cu slăbănov acesta nu e cum a fost cu alți bolnavi. Cât bolnavi am dus la Iisus de când să iau vindecat? Nu am întâlnit niciunul chiar așa închis la cap. Deodată îi vine minte, astăzi fac ceva mai mult. Duc pe unul fără voie ca să-l vindece Iisus. Își aduce trei tovarăși și le-a zis poruncitor, prinde-l scolțul rogojine să-l ducem la Hristos. Ochii le stipeau de zâmbet și chiar sigur de izbindă, numai omul trist ca norul s-a culcat pe o rogojină. Și-au ieșit afară în stradă, însă când se intre în casă și-au dat seama că pe ușe este greu ca să străbadă. Norodul se înghesuise și-a blocat întreaga stradă. Ce să facem că pe ușe nu se poate intra în casă? Ce să facem? Ce să facem? Dar ideea le-a venit. Nu-i nimic, urcăm bolnavul și-l dăm prin acoperiș. Ce și-au pus în gândul, lasă, omul trebuie salvat. Prin acoperiș bolnavul jos în casă fu lăsat. Omul, copreșit de groază, el în loc de vindecare, aștepta acum o sândă stând întins pe rogojină. Iisus, cunoscându-i gândul, nu i-a zis ia spatul spate, ci întâi atins rana, păcatele îți sunt iertate.
El simțind în piept dreptarea ce-o dorea de mult, și-a fixat apoi privirea în privirea lui Iisus. Scoală-te, ia-ți patru spate, porunci Iisus din nou. Vindecare și iertare pot să dau la păcătoși. Mulțimea a rămas uimită. Cine este acela care iartă și de păcate? Dar spre marea lor mirare, slăbănogul s-a sculat. Mărturia este vie, sunt iertat, sunt vindecat. Poate în gândul fiecărui s-a aprins în pept un dor de iubire și splendoare, de iubire și splendori. Când pe străzile înguste sau pe margine de lac întâlneau pe Domnul Iisus, cel bogat și cel sărac. Nu-i o veste uimitoare, nu-i în zvon înșelător, vine marele nostru preos ca să facă slujbă în cor. Vine medicul cel mare astăzi aici în adunare, are pentru orice rană leac ceresc și vindecare. Aici este sanatorul, aici este scăldătoarea, locul unde și azi Domnul lasă binecuvântarea. Pentru cei flămânzi e pâine întinsă cu dărnicie, pentru cei însetați apă, apă sfântă, apă vie. Aici se află mângâiere pentru toți cei întristați, aici se împarte veșminte pentru toți cei dezbrăcați. Aici se alină plânsul, aici se dă alinare, aici se deschide cerul și se ia în cercetare. Nu gândiți ca slăbănogul că sunteți prea vinovați. Iisus vindecă de boale, dar iartă și de păcat. Veniți azi cu îndrăzneală să ne apropiem de El, căci Iisus este același, ieri și azi, și-a fi în veci. Amin.